sunt Nadejda Hriptievski de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Nu susținem acest proiect și, de fapt, vă rugăm să luați, chiar să luați în considerație argumentele care au fost aduse astăzi. Vreau doar să punctez încă câteva. Unele, de fapt, nu este nimic nou, toate au fost probabil deja menționate, dar mi se pare foarte important să menționăm următoarele. Fundamentarea proiectului de lege. Autorii proiectului de lege și-au fundamentat proiectul acesta de lege exclusiv pe mandatul imperativ și pe posibilitatea de revocare a mandatului. Aceasta este și toată campania pe care ați inițiat-o publică. Respectiv, noi nu putem să mințim într-așa hal și să zicem că avem 500 de mii de semnături care susțin votul uninominal, deoarece acestor oameni li se prezintă ceva care este neconstituțional și îmi pare foarte rău că cel puțin doi constituționaliști din această sală care se pretind a fi constituționaliști încearcă să dea lecții altor colegi, dar măcar nu accentuează acest lucru și mă uit, da, și la domnul Catan și la domnul Cârnaț, care au vorbit înaintea mea. Este o problemă mare această fundamentare. Comisia de la Veneția în 2014 deja s-a expus de asemenea în baza unui proiect de lege transmis de Partidul Democrat, președintele domnul Corman. Și opinia cu toții am citit-o, care vor să o citească, în care atrag atenția ca să nu existe nici o aparență de manipulare, nu doar manipularea opiniei publice cu privire la schimbarea sistemului electoral. Asta este prima problemă fundamentală. O a doua problemă, când venim cu un astfel de proiect? Într-un moment când avem o societate atât de divizată și noi venim să o divizăm și mai mult. Asta este foarte periculos. Partidul Democrat a promis stabilitate și guvernul actual, ăsta este sloganul principal. Astea două se bat cap în cap. Acum, la nivel conceptual, votul uninominal și iarăși, cei care iarăși tot se pretind a fi experți, eu vă rog să citiți studii internaționale și practici. Votul uninominal în sistemul, în forma lui, așa cum este propus de acest proiect, nu se regăsește nici într-o țară europeană, cu excepția Marii Britanii. Dar vă rog frumos, putem noi oare compara tradițiile democratice ale Marii Britanii cu corupția sistemică pe care o avem în Republica Moldova? Nu avem niciun stat european să fie introdus acest sistem din 1974. Deci ce facem? De ce noi acum, în loc să discutăm problemele esențiale care sunt pe agenda, avem adresele Curții Constituționale, avem observațiile misiunilor de observare a alegerilor. De ce acel proiect de lege care a fost inițiat, grupul de lucru care a fost inițiat de către CEC, nu se discută? Nici până acum nu am văzut măcar un proiect de lege care să răspundă la problemele reale și nu la o agendă falsă care este creată. În final, solicitarea noastră este: nu sustrageți atenția publică, nu sustrageți oamenii de la problemele reale, retrageți proiectul, haideți împreună să facem un proiect bun, calitativ, pentru schimbarea codului electoral, în limitele constituționale. Și ultimul, nu știu dacă mai este domnul Cârnaț aici, dar eu nu-mi permit să nu menționez asta, suveranitatea poporului nu este doar suveranitatea moldovenilor, este a tuturor cetățenilor și locuitorilor acestui stat. Și îmi cer scuze pentru ofensa adusă oricărui persoane care nu se consideră moldovean.